Salut și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vom vedea cum putem instala Ubuntu pe Raspberry Pi și cum putem face setup-ul pentru prima oară fără să ne folosim de vreun monitor. Bun, în primul rând să intrăm pe linkul din descriere și de aici vom downloada Raspberry Pi OS, mai exact Raspberry Pi Imager. Ăsta e un software care ne permite să flashuim diferite sisteme de operare pe Raspberry Pi. Eu l-am downloadat deja, l-am și deschis. Odată downloadat, vom da să selectăm device-ul nostru, eu am un Raspberry Pi 5, să selectăm sistemul de operare. Raspberry Pi OS, bineînțeles, e cel mai suportat, dar eu vreau să fac un server, așa că să căutăm Ubuntu. Și voi pune 24.04 long time support, 64 de biți și voi pune versiunea de server, fiindcă nu am nevoie de UI. Ca și storage, selectăm SD card-ul, deci instalarea trebuie făcută pe un SD card, eu l-am băgat deja în laptop. Aici, în partea asta, trebuie să... Ar fi bine, dacă vrem să instalăm fără monitor, să îi punem deja niște setări, în sensul să setăm deja un Wi-Fi la care să se conecteze el automat când îi dăm curent și să creăm un user pe Linux cu care să ne putem conecta de pe SSH. Așa că să vedem numele dispozitivului care va apărea în lista dispozitivelor de la Wi-Fi. Să creăm un user, eu o să pun root aici și să-i punem și o parolă. Pac, ok. Bun, adresa mea de la Wi-Fi. Time zone-ul putem să-l setăm aici, keyboard layout. Și neapărat enable SSH și use password authentication. Ok, putem opționa să-i dăm play sound when finished. Îi dăm atunci yes. Ne zice că toate datele vor fi șterse. Continuăm și ne punem parola, ar trebui să meargă. Bun, am revenit cu instalarea pentru Raspberry Pi. Pentru instalarea asta am următoarele componente. Un Raspberry Pi 5, o cutie de Raspberry Pi și power supply oficial, încărcătorul oficial de la Raspberry Pi. Bun, odată SD card-ul flashuit, să-l introducem în Raspberry, se pune pe partea din spate. Am grijă tot timpul placa să o prinde pe margini, să nu... Încerc să mă ating circuitele. În regulă, să continuăm prin montatul case-ului. Într-o primă fază să montăm partea roșie, o punem înăuntru. Continuăm cu fanul, cu ventilatorul. Pe case, dacă ne uităm, se prinde aici, lângă porturile USB 2. Pe chestia asta maronie și scrie fan, foarte micuț. Da, să-l conectăm pentru început, dar... Ok, am apăsat chiar destul de bine. Acum, ce mai avem în pachetelul de la case? Mai avem un heatsink. Acesta vine cu o folie dublă adezivă pe care o iau jos și o montez pe procesor. Dacă ne uităm, aici pe partea ridicată a procesorului, o să pun și vă arăt rezultatul final. Încerc să o pun cât mai drept. Bun, și trebuie apăsat bine. Uh,
În regulă, așa ar trebui să arate case-ul conectat, deci heatsink-ul și fanul, heatsink-ul pe procesor, bineînțeles. Să închidem case-ul. Tragem un pic cablul ăsta de putere așa. Și să vedem, s-a închis frumos. Putem, cred că, să-i punem și căpăcelul ăsta de sus, dar nu știu atunci exact pe unde mai este aerul. O să-l las așa, să aibă ventilație mai bună. Eu vă recomand două chestii, l-am testat fără case și se încălzește foarte tare. Deci, deși e tentant să-l cumpărăm așa cum e el, să-l cumpărăm fără case, deci avem numai plăcuța, se încălzește foarte tare, mai mult de atâta, consumă, are nevoie mai exact de 5W și 5A. Nu îl putem încărca cu încărcătoare normale, ia putere prin Type-C, dar, de exemplu, un încărcător chinezesc ce l-am avut în casă servește 5W și 2A și va da crash. Nici nu se instalează ca lumea sistemul de operare și dă crash. Deci tot trebuie cumpărat încărcător oficial, fiindcă nu prea sunt foarte multe care să dea 5W și 5A. Bun. Acum cu case-ul montat, aici o să-i punem alimentarea. Avem și două mini HDMI, dar nu, eu nu am cablu și de asta am optat pentru instalare fără monitor. O să bag cablu și îi dau pe buton. Ne revedem pe computer. Bun, Raspberry-ul s-a pornit. Chiar prima oară când băgați card SD se restartează de vreo câteva ori. Durează cam un minut să pornească. Acum, odată pornit, tot ce trebuie să facem pentru a ne conecta la el este să-i aflăm adresa IP. Pentru asta eu am un soft, îi zice IP Scanner. Fix acesta e de Mac, dar sunt și de Windows. Alternativ, dintr-un browser ne putem și conecta la 192.168.1.1, e adresa routerului tot timpul și acolo, dacă ne logăm, să vedem lista device-urilor. Ideea e că eu îl văd aici Raspberry Pi-ul, îi văd IP-ul și să încercăm să ne conectăm la el. Dacă aducem un terminal, SSH user around adresa IP 1.2, ne roagă să facem schimb de key, zicem yes și acum dacă punem parola să vedem dacă am nimerit-o bine. Nu am nimerit-o bine. Da, ok. Sunt pe Raspberry, ne zice și niște comenzi de prima oară. Cam atât a fost, de acum putem să ne apucăm să lucrăm cu el. Ne revedem în următorul video. Salut!